Iară. Foarte bine. La cercetarea nouă, cum este să facem un alt nivel de probleme a acestei trans, după nivelul A, nivelul B și nivelul C, în care am două să încep să număr de la 1 la 3, și nu mai trebuie să depășesc doar la punctul de vedere când ajungi acolo, ori trebuie să va fi, trebuie doar să pronunți linia cea liberă. 1, 2, 3. Foarte bine, mai ești pe 10, mai renunțat. Se întrebe pe această relaxare ca o linie aurie care se trăbate tot corpul, crește tot capul, nu vede picioarele. Și în același timp se relaxează tot corpul, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. Iar acum o să mă alin de la 3, iar la 3 depășesc următorul nivel de profunzime. Când ajungi acolo, trebuie să-mi spui limita acelui nivel. 1, 2, 3. Privilează starea de relaxare în care ești tu acum, simte, percepe această relaxare ca pe o materie care se înconjoară absolut tot corpul, ca într-un cocon energetic, se gază peste corpul tău și ți-l relaxează tot corpul. Corpul este acum greu, mare și relaxat. Și cu relaxezi mai mult, te simți mai bine. Și cu simți mai bine, poate relaxezi mai mult. În acest moment, proces cum să sune ambiental, te relaxează și mai mult. Și orice mișcare din jurul tău, te trimite și mai adânc. Acum o să mă vin din urmă, pe ei, la tăi depășit și mai adânc nivelul acestui trans. Depășim camera de siguranță, unde nici nu poate să facă niciun lucru. Și ajunge acolo, trebuie să scrie. Cel. Foarte. Mulțumesc. Așa. Liber. Perfect. Spune-o frumos că scrie în acea parte de siguranță. Albă. Da. Luminos. Parcă ar fi într-o piață. Într-o piață deschisă. Trec alte metode umane prin ea. Ce sau cine sunt acele metode umane? Sunt simple. De ce capacitate au fost? Parcă interferează anumite căi de timp pe camera mea. Care sunt prezente căi de timp? Prezent. Ce caută aceste entități acolo în camera ta? Doar trec ăsta. În rest, mai nimeni. În camera mea. Perfect. Care e lucrurile astea? 1.170.000. Ideea este frumos. Nivelul vibrațiilor până în punctul în care este suficient pentru a continua această terapie. Da. Cum te simți? Puternică. Perfect. Bun. Eu nu să chinui acea cameră, sigur, am zis, ok, cam aia. Da. Cum o percep? Cum o vezi din punct de vedere energetic? Îi văd în linie, cu ochi mari negri. Da. Și un soi de reptilian umanoid. Da. Și energie de la omul jos, roșie, negru, la capul, o fel de rena. Perfect, este tot frumos un portal de mesină în fața ei. Da. Dar nu o să mă urmă la trei, iar la trei absolut toate energiile care, toate mișcările active care nu aparțin, care ei vor fi absolut de la ce pot. 1, 2, 3, spune ce s-a întâmplat. Sunt energie de formă de spirală groasă, de metru gros, spirală, da. Sunt energie grele. Nu se termină de când termină, deși toată energie din ea, să spui tu. E cu alt, gata. Super. Fii de atât de frumos portalul. Da. Bun. Și acum, de la minte, că se transmită la minte toate entitățile care sunt cuia, cum ea sunt să se le mai pese pe de portului fizic și energetic și să iau formă cu portalul ăsta. Da. Să fie că două pentru sau părăt. Unde e cu ochii mari. Da. Și ochii cu coadă lungă. Pe care era sola asta cu mine? Eu... Cum se numește? A, C, A, 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 T. A, C, A, A? A, T. A, C, A, 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 A
Ha? Salve. Nu vine. Bine. Foarte. Bun. De cât ești cu Amelia? 6 ani. Și atunci ai fost 6 ani. Ce problemă ai văzut cu copiii fizic și energetic? La sistemul osos. Da. La tâmple. La artia craniană. Și are și acolo. Unii stimuli nervi. Timpanul nu mai sunt activi. În mare parte, deoarece au mutat multă coloanie vertebrală. Și mulți nervi s-au apăsat. Ok. La o zonă interne. Arată jos la bazin. Colon. Și aparatul reproductiv și apendicul, ficatul, duodenul, ușor și probleme cu stomacul, mai ales partea din despre esofag. Sunt probleme mai grele, slină, da, între inimă și osul stern, rămâni, sunt anumite probleme. Plămânii sunt destul de inflamați și negri. Din ce obiect? Și toxine. Nu doar fumul de țigară și alte substanțe care s-au dăruit în noduri rămâne. O precădere rămâne în stâng. Da. De ce au apărut și de? Și te nodul cu anumite substanțe ușor închidate, pacificate. Care nu lasă pe camere să respire bine, respire cu anumite dureri. Și anumite întrebări. Ai pus și implantul în ea? Trebuie. Trebuie. Trebuie pentru noi. Nu se face așa. Okay. Nu neapărat să-i facem rău, ci doar pentru a încerni. Pentru a inhiba. Pentru a inhiba toate că dorești să fac. Ce dorești să fac? În viața ei. Cu viața ei. Este destul de pământar, să zicem. Și ce este rămas? Nu este niciun rău, dar sunt afecțiuni pe care are senzația că o rămâne în urmă și mental și fizic și cu tot ce vrea să întreprindă. Bun. Ea a fost și o implantă din ea? Da, partea bărbiei, a tâmplelor și a intrat mult mai profund în cutia craniană, în corpii. De ce? Acolo și-a făcut loc, așa să zicem așa, de întâlnere. Bun. Acum, mă? Da. A trebuit o perspectivă, dar mai tot aceste două unități să intereseze. Nu. Nu mai dorește. Bun. Atunci, să le spună, să le transmită în cap, prin acest moment, orice contact sau înțelegere. Au de aia, pentru că mare, să se deconecteze de corpul fizic și energetic. Și de tot, și să iau formă în fața voastră. Da. Da. Ok. Iar atunci se apuce să scoată absolut toate implanturile care l-a pus mai și să-mi spun. Da. Spune ce fac. Un griu scoate din zona lombară, nu o să scoate un implant. Da. Scheletul osos al mamei începe să prindă ploaie. Ok. Ok. Și modifică consistența. Da. Mâinile ei încep să tremure, dar în tremura de vibrație, nu e o întrebare de... sau cu probleme. Din centrul abdomenului eu scoate un fel de implant foarte destul de mare, care ajunge până în plăuni. Da. Și ce am? Picioare din returul lor, la suprafața alături, picioarele lor, dacă sunt perioare, scoate niște bile, niște serie, două serie, bastă, două serie, la trecuna și una gâștă, la trecuna roșie, una gri. Da. Bun. Când ai unde scos tot implantul ei, sunt sute. Da, acum continuă greu să până la punct totul. Ok, nu știu energie, îndreptul unde este nevoie salvare. E ca și cum, nu știu, prinde, haide, prinde o, parcă e construită din nou, dar carnal, parcă o sesizez, dar nu mai sesizez energetic. Parcă energiile ei se întâlnează, nu știu cum să zic, parcă o construiesc carnal, cu toate, nu știu de ce, iar ce toată energia era, se regrupează. Mai rămâne capul, care este energetic, capul care acum reptilianul e, iar acolo ceva din bară, și din spate, și din partea inferioară a celor doi loti. Din dâmple ia ceva de după ureche, mai ia ceva un fel de
implant reverse. Da. Ok. Tap. Perfect. Acum spune să-i slow. Ok. Ai visat? Da. Perfect. Chiar acum, transmitele se deschidă în portat interdimensional și se trece unde vor ei și se întoarcă niciodată. Chiar aceasta este trimisă a mea. Au plecat. Ok. Cum vezi acum pe camera? Bine, bine, are accelerație 16.830. Da. Și un desenzație de un luptător. Ok. Bun. Iar acum, mai trebuie ceva la șantier? Da. Ce-am mai? La familie ai zis? N-am înțeles. La familie? Acum am înțeles familia. Acum nu. Camera este dimisită, este ok. Și am senzația că s-a șeput totul acolo, nu știu de ce, s-a de... S-a total acolo. Bun, mai acum vreau că familia se chinuie acasă. Familia e Andrei, din știu eu. De acum ajung să spun. Da, am ajuns tot trei. Ok, de atinde să citească frumoasă, dar nu este sigură să zic. Ion este, da, sunt o să-i... Mai sunt aici, da. Desigură că nu sunt portalii care menționat pe fiecare din cei trei. Da. Iar cum sunt numărul la 3, la 3, absolut toate energiile negative, care sunt în 3 plină și în fie acasă de acele pe caut. 1, 2, 3. Da. Irina s-a pus din ultima, a ajuns a doua de stări, Camila și Ion. Da. Din aia este o energie oșiatică, din Ion este o energie albastră și un băiat este o energie gri cu interferențe acestui, marine. Ok. Așa absolut toate energiile sunt stări. Da, mai există și alte energii de alte culori. La băiatul mai sunt energii, energii roșii, la Ion mai sunt energii negre. Ok. La abdomen ies și de la Irina, ies energii negre. Da. Și la spatele ei, din dreptul umerilor, energii albe. Ok. Toate, da. Ok. M-ați așa? Nu, dar acestea sunt, dar mai e un pic. De la băiat s-a terminat, la Ion s-a terminat, mai sunt un pic de la Irina. Ok. Bun, închide portalul de atunci. Da. E acum. Transmitele, la toți ani de la Irina și la Ion. La vreo să transmită mental absolut tuturor entităților care sunt cu ei și pe lui ei, să te facă lucrurile lor fizice și energice. Să se au formă în fața voastră. Da. S-a înspit rău. Din un, are și o entitate înaltă, e de culoare blogri, are mâinile foarte lungi și este destul, destul, destul de înalt. Da. Este o singură entitate din un. Glina. Un paianjen. Da. Și un o dezincarnată, o petită. Da. O are pe partea dreaptă, din partea dreaptă, așa, de la piciorul lui a ieșit. Ok. Și mai văd o igrida mici, mici. Da. A de la boiat. E o insectă. O râd de insectă. Am prins? Uite, e oasă rău. Igrida? Nu, 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 nu. Dar e hidoasă, e în picat, la gemasă, așa, e... Nu. Ok. Și ceva cu mult spor, dar ea nu prea este, ca apare... Nu-mi place, e o insectă atât. Bun. Ce-mi place să insectă, domnule? Max, X. E, nu știu, mi-a dat un triunghi la sfârșit. Ok, ascultă. Da, e cam preocupat, da. Ok, chiar stai frumos? Da. Isma, ce fac? Colegea mea și de sapta. Îl lăpiți-o? Nu, bine, atașam de bine. Te-aș mai curioare să energie? Aici eu vă faceți ceva înainte. De cât timp ești pe? 3 ani. În plus, acești 3 ani, ce ai făcut? Ce, cu ce probleme ai în cauza? Nu, multe. Câte una, 2, 20-50? Nu mai știu. Păi și atunci nu știu unde. Nu pot să calculez dacă au fost multe. Nu au fost suficiente să-mi producă o anumită stare. Problema de sănătate a fost fizică, e provocat. E un fel de calcifire a multor altor energii în corpul lui. L-a făcut mult, mult mai greu. Se simte mult mai îngreunat. Mult mai inhibat. Mult mai constrâns. Probleme cu pielea. În anumite poatele corpului. Dureri tip gheară în corp. Jos la prostată, la canal urinar, probleme și nu numai. Și ușoare probleme mentale, ușoare. Okay. De temperament. Ai cu zic multe? Câteva nu multe. Îs ca niște ouțe, niște bastonașe. Super. Cremina? Nu sunt multe, 32, dar în afară de acestea am mai pus în corpul lui un fel de bacterie. Ce ai pus acesta de corpul?
Nu neapărat pentru ceva anume, ca un fel de experiment. Ce vreau să obțin acest experiment? Cum reacționează la anumite bacterii care au putut să dezvolte peste media. Și cum reacționează? Mă mai puțin decât îmi imaginam. Are un corp energetic foarte solid. Da. Întreabă-l pe Andrei dacă mai dorește toate aceste experimente ale acestui, acestei entități. Da. Bun. Atunci îi spune că prin acest moment orice plăcă în casa înțelegere a avut ele bune. Drept urmare, s-a început să sfată absolut toate implanturile la costumiel și să spune ce se întâmplă. Mai parte sunt puse tot așa, în dreptul pămânilor, în dreptul inimii. E o perpendiculară între fesul solar și osul stern. Pe așa exterior a picioarelor, și la stângul și la dreptul, la șoldul stâng. Evazi la aici. Dar bine ca și... ceafă cervicală. Ai să puse pe oameni atât. Și dreptul oricilor foarte, foarte puțin. Și bastonașe mici, 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 mici. Ok, le-și ia. Și văd pe partea stângă, la bazin, văd ca și cum ar fi o placă mică. Ce se întâmplă? Sfer disting. Și vine să spun că e un ochi bucă, parcă acolo se scriu toate informațiile de anumite reacții în corpul lui trecei, la având o vibrație înaltă. Nu e exagerat, dar înaltă, poate. Și în general, nu știu, poate să... nu e necesar. Sunt anumite informații scrise acolo, parcă vibrațiile ca și energie, datorită experimentelor făcute pe el. Parcă avea acolo pe partea stângă un cub în care sunt anumite bacterii ca un fel de reziduu, ca un fel de nu e bine ce acolo trebuie luat. Spun să dea? Da. Da. L-a luat. Da, da. Ok, ușor acolo. Nu știu, acolo este o rană de ceva și la sistemul ăsta. Și am o scatură. O leziune, ceva este acolo. În fine. Ok, gata. Văd că se repară, văd fibre osoase. Ok. Care acoperă acea leziune, e ca și cum e o regenerare a lui proprie. Nu e fenomenal. Ok. Gata. Mai sunt anumite porțiuni de piele unde, într-adevăr, au făcut exeme. Ei. Ok. Bun. Acum trebuie să-și deschidă un spate din zonar și să trebuie să se facă niciodată pentru că să ai bunița lui Andrei. Da. Da. Mai trebuie să spui ceva la Andrei? Care sunt nivelul de vibrația lui? Îmi vine 16.180. Okay. Dar ar putea să-și ridice un pic vibrația mai mult, deoarece poate. Și ar văd că se autoregenerează el, ca spirit. Da. Din propria lui energie, ca și cum ar fi un depozit de energie în el. Secundar, care îl ajută faptul să se regulereze, să-și facă el. Ok, e bine. Da. Perfect. Bun. Acum, am dat rezistența spre Ion și spre acea entitate altă de lui. Da. De ce nu face parte? Și mi-a venit cuvântul Iaș. Cum am. Cum am? Da. Mai ați văzut? Da. Cum am auzit? Da. Salutare. Ce faci? Bine. Bine, pentru moment. Din ce poți să faci parte? Suntem uriași, dar ne numim Truca. Truca. Când de veniți, bă? Sporoba. Ce este asta? O planetă. Se spate asta în zonă de față de pământ? Nu. De ce asta e? Ai pământ? Pentru a interfera, pentru a culege informații, pentru a afla alte culturi. Vă puteți afla toate aceste informații, nu sunt interferați, deci asta este și interferați. Unele spirite vin din zona noastră. De ce vin zona noastră? Unele spirite au plecat din zona noastră pentru a se reîntoarce pe plan material. Și trebuie să se întoarcă înapoi în zona noastră. Depinde de ele, deoarece noi suntem în dimensiunea a 4. Fizice sau energetice? Foarte puțin materiale fizice. Restul este energetic. Și atunci, dacă nu știți, se întorceam înapoi în dimensiunea voastră, de ce ați mai venit aici să interferați cu umanitatea? Interferăm doar cu ce a plecat de la noi. De ce? De ce noștri? Sunt unele informații care trebuie să folosirea ascultate, reobunită, de către aceștia, acele spirite care au plecat în dimensiunea a patra, către a treia. E ca un ajutor sau ca o punte de întoarcere.
pregătim pentru a se întoarce. Sunt anumite chemări. Și nu plantul meu? Nu. Suntem aproape aceeași energie, ca și spirite. Deci nici măcar nu trebuie să stați în corpul energetic sau unde înainte, da? Nu, nu e necesar. În pe lângă, nu, oriunde. Ne confundăm aproape. Ok. Lasă-mă, mă. Da. Vreau să te cunosc pe eu, ce părere ai despre această intrare? Zice că îl recunoaște, dar zice că mai dorește să-i lase ceva entitatea lui. E ca un fel de sală, un bagaj informațional pe care el nu dorește să-l primească, deoarece vrea să termine această viață într-un anumit mod, pe propriile energii. Da. Într-adevăr, energiile sunt subtile, ca și corp energetic, ușor transparente, albastru, ușor transparent, dar nu dorește să primească, le acceptă prezența doar în afara lui, în interior, și nu dorește acel bagaj informațional pe care aceste entități doresc să-l să dea. Bun, atunci pare din acest moment orice legătură, înțelegere sau contract au avut și atunci această entitate nu e acuma, poate să-i strâmbă ca să se întoarce, să se întoarce de ADN și să nu mai revină la el, asta de fapt, este dorința sa. Da. Le-a spus. Da. S-au depătrat, au plecat. Ai fi ceva mai mult? Nu. Eu nu trebuie să păstrez un anumit curs energetic al vieții, să zic așa. Și al corpului sau energetic. Da. Ce întâmplă vrea să vă spune? Angel, Petit sau unul dintre cei trei gri? Toți sunt tăcuți. Perfect. Cum se numește Petit Sanfer? Maraica. Maraic? Maraia. Maraia. Cu Y. Maraia. Mă să vezi? Da. Maraia. Da. Ce faci tu acum? Stau. Ce este? Nu am. Unde să mă duc? De cât timp stai cu ea? 8 ani. De ce am ales să stai cu ea? Pur și simplu o percep mai bine. Nu în totalitate, dar o simt. Cum o simți? Îmi simt energie din ea. Dacă ar fi copete. Un alt murdar copete. Și ce te-am aceste energie? Îmi dau siguranță, stabilitate. Doresc să merg acasă? Doresc să merg la părinții mei. Perfect. O să mă fac. Da. O să intră cum sunt portalul scenariul acasă? Da, ca o ușă. Da. Acel portal. Cineva în dreptul și este mama ei. Super. Dure placă să închis portalul. Da, s-a desprins de piciorul Irinei și a intrat-o. S-a închis portalul, da? Bun. Dar acum îmi trebuie. Grigi, pe ce mă dacă au pus implantul în corpul fizic sau energetic al Irinei? Da. Ok. Transmite mental pe tine. Dar am vrut să transmite mental. Acestea interesează sunt absolut toate implanturile care au pus în ea și să-mi spui ce întâmplă. Din comană? Da. Sunt niște sfere ab gălbui care sunt băgate printre vertebre. Nu sunt multe, sunt trei. Este o tijă pe coloană, pe lungimea coloanei, prinsă de... de coloană. O tijă galbenă care se prinsă de anumite vertebre. Are dreptul gâtului aici, spre față, între dintre coloana spre față, este o, nu știu cum să-i zic, cum să descriu, ceva negru ca o pată, dacă e crescut pe un anumit os cervicală. Așa este un plant. Ok, din nas, îi scoate un plant din tâmple, îi scoate din spate, la osul sacral, tot scoate de acolo, la care avea un bruh prins de coloană. Și eu aici, la filmul la carcasă, nu s-a spus partea între fior și vadiu, acolo ceva este o durere groaznică. Parcă canțul dintre... Canțul de la articulație, parcă ei nu mai este, nu știu de ce vine, sunt dureri. Ok. O energie maro, uită, se află în dreptul la domenului. Mă destin eu acolo ceva, mi-e regulă. Ok. Mâna dreaptă, probleme mari. Cu o tijă, ca și un implant, mutat pe de la umăr până la cot. Dar nu știu de ce, este pompată energia foarte puternică la mâna dreaptă. Așa cum palma și partea de la palma până la cot, mare exista. Așa os, există la mai mărgini la cot. Nu-mi place ce văd în corpul ei. Ok. Ok, deci implanturile s-au scos, dar sunt foarte multe reziduri. Okay. Nu să spun care sângele murdar, să zicem, plin de sentimente. Că avea smoală în ea, n-avea. Ok. Crează că a fost un părere în foc. Da. Și stare bine. Este ceva ca un fum, ceva ca un fel de fum, dintre asta, ca smoală iese din ea. Da. Ceva greu tare. Poți cita ceva, nu știu eu cum e, ok. Ok, acum pe partea cealaltă a ieșit ușor. Facem niște gesturi din degete, parcă îi se învârte degetele. Ce gesturi? Așa ar învârtit degetele, parcă așa ar învârtit, nu știu de ce. Întreabă.
Și că e clățirea de care, pe care știa că o va face și de care depindea corpul ei. A rămas mult, mult rezidu de două perele de foc. Este ok, mentalul ei, nu știu de ce, e ok. Nu-mi e frică de ceva anume. Unde este simpatia această frică? Dreptul capului. Agitată. Unde percepe energia această frică? E ca o pată mare neagră, dar pe partea urazului drept. Și undeva în mână, de mână dreaptă, undeva acolo mai văd o caută, dar e frică, nu e, e energetic frică. E agitată și nu știu ce e așa de agitată. Ok, pată energetic ceva în ea și scoate această energie, această frică. Deci, de pe obraz, este pe obraz, se întâmplă la dreaptă și mai puțin pe obul drept. Da. Are niște gâșici așa, pata aia, frica, nu știu cum să-i spui. O scot la deoparte, da. Și o scot și cealaltă din mână. E ca și cum, e și luat aminte amintiri, din mintea ei, amintiri foarte grele. Frică, de frică față de cineva, eroare face frică. Și acum parcă a uitat totul. Ok, e bine. Parcă a reînceput tipul ăla de pitorie. Da. Și a venit, gata. Ok, bresc să aruncă soare. Ok, că ziceam frumos o sferă de energie naturală, ia și aruncă soare. Ia și acele reziduri care a rămas înaintea terorului de foc. Da, ce teroare avea frest. Ok, totul am luat și acum le arunc. Gata. Acum e bine. Vibrația 13620. Da. Liniștită. Ridic un pic vibrația mâinile mele. Pe frunte și pe ceafă. Da. 15670. Nu se amestecă energia mea, e mult, devine un blu alb. Nu prea de mult. E gata. Gata, e bine tare. Care este nivelul de vibrația mea? 15670 am. Super. Acele nivelul, acel voiance și legătă. Acum pleacă. Ok. Gata. Super. Bun, te amintești un pic la casa lor. Da. Deschideți cum sunt porta, intrați într-un alt mare. L-am deschis. Trebuie să nu mă dărăm la turie, iar de absolut toate energiile negative din acel loc vor fi atrase în început. 1, 2, 3, să știu ce se întâmplă. Energii, entități, dezincarnați, și nu vreau să spun obiect, așa de ce vreau să spun că văd obiecte care intră pur și simplu în, în portal. Bun. Mori entități mari. Ok. Încă se ridică. E un triunghi acolo, nu, e o piramidă. Piramidă, dar în vârstă, e o piramidă cu baza pătrat și o piramidă cu baza dreptunghi acolo, okay. În casa lor. Ok. Sunt niște energii roșii la nivelul podelei acolo. Și parcă puteau o făcătată și văd anumite energii sub podea neagră. Da. Doar. De fapt, nu? Vreau să spun că sub casa lor este ca un fel de gheață. Ca un fel de drum pe gheață. Așa o altă lume, care este tot înghețat toți. Atâta timp pe cele două nu sunt separate, lasă așa. Sunt separate, da. Bun. Să-ți spun. Să-ți dat seama că sunt cu totul acolo, în astral, dar cu totul, fără nicio legătură cu fizicul, cu un alt fizic. O să vedem, perfect. Da. Iar cum să nu mă dau la 5 ani, repet, tu aveai nevoie importă tu și mila ta. În timpul prezent, eu îți vorbesc, aducând cu tine toate realizările și rezolvările din această astral. Revin. Pa. Că ai de importă la contact, ești liber și infinit. Simți să se torna apoi în tine, poate energie, am. 5. Schide ochii.